În această dimineață a avut loc un accident rutier în zona Metalurgie. Doi tineri din județul Vaslui, aflați într-un autoturism, au fost loviți în plin de un tramvai. Aceștia au intrat în intersecție, fără să se asigure, fiind împinși de tramvai pe o distanță de 20 de metri. Una dintre victime se afla în stare gravă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În această dimineață, în jurul orei 4, polițiștii rutieri au fost sesizați despre un accident care a avut loc pe Bulevardul Metalurgiei din municipiul Iași. Din cercetările efectuate la fața locului, a rezultat faptul că între un auto și un tramvai a avut loc o coliziune care s-a soldat cu rănirea a două persoane. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.